Dieta mediteraneană a fost asociată cu mai multe beneficii pentru sănătatea adulților. Acum, un nou studiu sugerează că ar putea fi benefică și pentru sănătatea inimii copiilor. O analiză a 9 studii anterioare, care au inclus 577 de participanți cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani, a constatat că adoptarea dietei mediteraneene timp de cel puțin 8 săptămâni a avut o asociere semnificativă cu scăderea tensiunii arteriale și a colesterolului total, conform unui studiu. Cercetarea susține că incorporarea unor obiceiuri alimentare sănătoase la începutul vieții poate ajuta la prevenirea bolilor cardiovasculare și a tulburărilor metabolice, cum ar fi hipertensiunea arterială și diabetul, care își au adesea originea în copilărie, spun cercetătorii. Dieta mediteraneană este un mod de alimentație care include gătitul pe bază de plante cu accent pe grăsimile sănătoase. Fructele, legumele, fasolea, semințele, nucile, cerealele integrale, carnea slabă și peștele contribuie toate la acest plan alimentar, dar este întotdeauna important să se țină cont de preferințele unui copil și să se includă tradițiile culturale în orice îndrumare privind alegerile alimentare. Pentru cei care doresc să treacă la planul alimentar mediteranean, respectarea planurilor alimentare adecvate vârstei și a exercițiilor fizice recomandate de pediatrul copilului este de asemenea esențială. Un medic recomandă de asemenea părinților și tutorilor să limiteze hrănirea copiilor între mese și gustările structurate și să elimine băuturile zaharoase și sucurile pentru a îmbunătăți glicemia și gestionarea greutății, relatează Antena 3.ro.